a descoperit frumusețea basketului în copilărie, așa că la 11 ani debuta la viitorul Cluj-Napoca. După 8 titluri de campion național la juniori, s-a apucat și mai serios de treabă. A devenit capitan de echipă la seniori și mai apoi inclusiv la echipa națională. Azi îl avem invitat din postura de antrenor al echipei UBT Cluj-Napoca, deținătoare a 4 titluri naționale, 5 cupe și 4 supercupe ale României. El este Mihai Silvășanu. Bun găsit la un nou episod Betetox. Podcastul Băncii Transilvania. Mihai Silvășean, bine ai venit la Betetox. Mă bucur foarte tare să să te văd și la masa asta. Te-am văzut jucând, te-am văzut antrenând. Mă bucur foarte tare că avem ocazia să stăm de vorbă. Pentru cei care nu te cunosc, cred că palmaresul e important, mie mi se pare și mai important să aflăm cum ai ajuns unde ai ajuns. Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, e onoare pentru mine să, să fiu aici la podcastul tău. Acum, palmaresul nu cred că e cel mai important lucru care, pe care l-am realizat în viață. Mă bucură, se putea și mai bine, se putea și mai rău. Cred că sunt încă la început de drum, în, în antrenorat, la vârsta de 38 de ani, sunt un antrenor extrem de tânăr. Așa e, mulți înainte. Mulțumesc frumos. Pot să spun că am avut noroc în viață până acum, că am avut șansa să fiu de tânăr antrenor la, la o echipă extrem de competitivă. Am avut și noroc, am avut și curaj, însă drumul m-a adus până aici. Repet, consider că încă este început de drum și sper să rămân sănătos și cu putere de muncă în continuare ca să realizez și alte lucruri bune pentru basket. Practic este pasiunea vieții mele și îmi place enorm de mult ce fac. A fost de la început pasiunea vieții tale? Da. Sau a, a, știu eu greșit sau am sentimentul că fotbalul era pe cale să aibă un jucător înalt probabil de van atac, dar a ratat? A, sincer, vă spun un mic secret, am încercat și fotbal. Uh, în clasa 4 aveam doi colegi de, de, clasă care, care făceau fotbal, uh, am mers și eu, uh, m-a văzut antrenorul, dar na, în clasa 4 eram și grăsut și cu ochelari și el mi-a spus că nu mă primește că sunt cu ochelari, dar cred eu că motivul era celălalt, că eram uh, cam grăsut. Și... <laughs> exact. Uh, am făcut karate și caratele mi-au plăcut mult, foarte mare fan la filmelor cu karate, cu Bruzli, cu Van Damme, toate le, toate le vedeam. Dar în, 2000, în 1996 a fost o selecție organizată de Ghiță Mureșan în sala sporturilor din Cluj. A văzut mama reclamă la televizor și, și tata. Am zis că vreau să încerc, m-am dus și de acolo a fost dragoste la, la prima vedere. Am fost de mic competitiv, mi-a plăcut competiția, practic, din punctul meu de vedere este cel mai important lucru din, din viața noastră a sportivilor și mă, am făcut, am început să fac uh, la nivel serios de prin 1997. Se pare că aici modelul a, a însemnat foarte mult. Uh, da. Că l-ai pomenit pe Ghiță Mureșan și da, Clujul exact. a avut șansa asta. Slujul a avut șansa, din, din, păcate pentru basketul românesc, nu multe orașe se pot lăuda sau ne putem lăuda cu foarte multe modele de genul, este singurul jucător român care, care a volat în NBA. Cred eu că lumea și, și micii sportivi au nevoie de, de modele, așa îi atrage mai ușor la, la sport alături de, de echipe însă eu am avut șansa asta, am avut noroc și drumul meu s-a de atunci s-a legat s-a legat de sport și de basket în, în special. Nu ți-ai dorit altceva, nu știu, să devii să ai vreo meserie. De regulă, astea, în general, sunt dorințele părinților, eu știu. Dorințele părinților, Aspectul da. Ăsta, da. Eu nu. Eu știu, poate... Am avut și noroc de, de părinți extrem de înțelegători. Au văzut cât de mult iubesc acest sport, au văzut cât de mult mă dedic pentru a face performanță și și m-au înțeles și mi-au acceptat absolut orice moft în privința asta. Nu mi-am dorit să fac altceva. Știam încă de pe la... 22-23 de ani când am avut o operație la spate, că vreau să devin antrenor, tot de basket evident, după ce mă voi lăsa, atunci am început să mă gândesc foarte serios ce o să fac după viața de sportiv și toate drumurile duceau spre, spre antrenorat, cred eu că am avut de mic caracterul și personalitatea necesară să, să devin antrenor, însă la alt domeniu, la, la altă meserie nu, nu m-am gândit. Tu te-ai îndrăgostit de basket jucând sau uitându-te? Jucând. Jucând. Deci după, ce ai, după ce ai început să joci, te-ai După ce am început să joc, din păcate în anii 90 nu erau atât de multe posibilități să vezi basket. Mai, tr mai transmiteau meciurile de basket, dar erau la 3-4 noaptea din NBA. României, din NBA. Da, mă mai trezeam, dar destul de rar. Aveai școală, aveai, nu, ca și copil, era destul de greu. Însă m-am îndrăgostit uh, jucând și jucam zile întregi puteam să stau în sală, puteam să stau pe terenurile de basket, fără să obosesc, fără să, să pese de altceva, fără să mănânc, fără să uit, adică uitam de părinți, de absolut tot. Cam asta era pasiunea noastră pentru, pentru acest sport. Am și avut noroc de un antrenor senzațional la, la nivel de, de, copii și juniori, care, pe care și acum îl consider ca al doilea meu tată, Țin legătura cu el, deși este mai în vârstă acum, dar ținem legătura constant. Și țin să-i mulțumesc că m-a îndrumat spre acest sport și că m-a făcut să-l iubesc. Are un mare, un mare merit. În da, asta. și eu cred că e foarte important antrenorul, cum e foarte important modelul. E interesant că te-ai gândit foarte serios la basket, în ciuda faptului că nu ne putem lăuda noi cu o tradiție în ceea ce privește performanța la basket. Pasiune, da. Există în jurul liceelor. Sper că se mai joacă la fel de Se cu joacă. Se joacă mult, cel puțin la noi, în cluj, se joacă mult și din ce în ce mai mult. Bine, asta pentru că aveți și o echipă avem bună o echipă care probabil reprezintă o tentație pentru fiecare jucător. Exact, vin mulți copii la noi la, la meciuri, avem noi baza, o bază destul de mare de suporteri care sunt părinți tineri cu copii mici care vin la fiecare meci. Avem și o echipă de marketing profesionistă care știe să promoveze acest lucru și atragem cât mai mulți copii. Avem o academie destul de mare, avem peste 500 de, de copii care fac basket în Cluj. La nivel de mini- și baby basket, adică la nivel de selecție, e plin. În fiecare cartier din Cluj avem câte o sală care face acest lucru. Deci pot să spun că orașul Cluj-Napoca are în, în ADN acest sport. Din păcate, e unul dintre puținele orașe din, din România care îl are și probabil și din această cauză nivelul basketului românesc nu este la un nivel extrem de ridicat, cum ne-am dorit toți iubitorii acestui sport. Infrastructura asta de care vorbești tu era și pe vremea când erai tu copil? Uh, infrastructura... Mă refer la Academie, la șansa asta să... Nu, nu, nu. nu Era, era un era. club sportiv școlar. Da. Uh, atunci a apărut prima școală privată de basket când vorbeam de selecția cu, cu Ghiță-Mureșan Ghiță Și, și nu mai da. pro-basket junior, nu mai există între timp. Am fost primat acolo, la selecție, m-au luat, după care la, la scurt timp uh, m-a luat echipa CSS-ului cu antrenorul despre care vorbeam voi cu Moldovan și am rămas acolo. Ea era echipa performantă da. în Cluj. Am câștigat la nivel de juniori 8 titluri uh, naționale, campion, practic da. fiecare turneu final la care am participat am, am reușit să-l câștigăm, aveam o generație foarte bună, da. am rămas prieteni în continuare, doi dintre colegii mei sunt nașii mei de, de căsătorie, nașii fetiței mele mai mari, deci uh, am rămas în relații extrem de. aproape bună. familie. Familie, nu aproape. Da, <laughs> de da, familie. da, de-a dreptul. Da, de dreptul. Nu, familie. mă referam la basket așa în general, că e, da. e un trib aici în care te integrezi și te simți așa ca în familie, da, da, da. la modul real. Da. Uh, cum e să dai coști în ultima secundă? Te întreb așa brusc că știu că ai fost autorul <laughs> unui. Uh, din fericire, am avut norocul să am mai multe astfel de, de reușite. E o senzație extraordinară, mai ales când acel coș chiar contează, când califici echipa într-o fază următoare sau când e un coș decisiv pentru accederea într-o fază superioară. E frumos. E încărcătură e... mare? Este. O simți? Este. Atunci nu o simți. Nu Pe moment simți. nu o simți. Ești așa de... Transpus în ceea ce se întâmplă pe tine, atât de concentrat încât nu te mai gândești la, la outcome. E ceva ce se întâmplă pur și simplu, ești în uh, transa aia în care nu gândești absolut, nu auzi spectatorii, nu auzi antrenorul, nu auzi absolut nimic, ești doar concentrat la, la ce ai de făcut. Destul de, agre, de greu de ajuns în situația respectivă, însă de câteva ore am fost și mă bucur. Sunt unele din amintirile mele preferate de. de pe vremea când jucam. Cum e la echipa națională prin comparație cu echipele de club? Sunt curios. Care uh, e diferența? Din păcate, din păcate nivelul este destul de slab Acum nu trebuie să, să ne ascundem de acest lucru. Uh, nu avem o națională extrem de, de competitivă. Ca, practic, majoritatea sporturilor de echipă din România la ora actuală. E o problemă a sportului românesc, cred eu, nu doar a, a basketului. Uh, apar în diferite orașe în ultimii ani uh, academii prin care se încearcă să, să, se scoată jucători, însă cred eu că, că, suntem departe încă de marea performanță, ceea ce înseamnă nivelul de, de volum, volumul nivelului de, de antrenori care ne, de care e nevoie pentru a scoate jucători, uh, nivelul competiției la, la juniori, cred eu că încă suntem departe și mai avem mult de muncă în acest, uh, în acest sens. Îți doreai să ajungi la echipa națională? Până să ajungi acolo? Tot timpul meu. E o miză pentru un jucător? Cred că ar trebui să fie. Ca să nu mai zic Acum, că tu ai fost chiar și capitanul echipei naționale. A fost la capitanul dat. echipei naționale pentru mulți ani. De fiecare dată când am fost convocat, am mers cu plăcere. Nu am refuzat sau nu mi-am dorit să refuz niciodată echipa, echipa națională. Cred eu că este. O onoare, un motiv de mândrie, chiar dacă nu e cea mai competitivă națională din Europa sau din, din lume, însă nu cred că ar trebui refuzată sub nicio formă. Uh, și da, într-adevăr, m-am dus cu plăcere de fiecare dată. Ce crezi că ar trebui făcut cumva în sportul nostru ca să. Uh, habar, n-am, nu știu, să. Tentez mai mulți copii să vină către basket și să ia sportul în serios. Adică să se gândească la el ca la o. Vorbeam mai înainte de modele. O oportunitate cred că, În viață. Cred că, cred că asta este cheia să ai competiții atrăgătoare la nivel de seniori, să ai jucători care, care, să poată să fie modele, după care urmează două lucruri extrem de importante pentru, pentru performanță, infrastructura, și aici mă refer la sările performante, la toate condițiile ce fac parte din alta performanță și în al doilea rând, dar nu al doilea ca importanță, oamenii. Uh, cred eu că oamenii, e un proverb, oamenii sfințesc locul, mm. uh, cu siguranță e, e adevărat și cred în acest lucru. Cred eu că avem nevoie de mult mai mulți oameni de calitate care să, să se ocupe de copii și juniori și să-i crească așa cum trebuie. Te referi aici la antrenori, la, la oameni antrenori care se formeze? La antrenori copii. care fac selecția, la antrenori pasionați până la urmă, că este vorba și de pasiune. Bineînțeles, trebuie și un nivel financiar care se i atragă înspre, înspre chestia asta. Sunt multe academii acum care... Atrag copii la sport, însă în multe cazuri e vorba doar despre volum și de partea financiară, adică atragi cât mai mulți copii care plătesc o taxă ca tu să... e un business, practic. Sigur că da. Nu. Dacă acest business ar putea uni cu calitate, ar fi, ar fi senzațional. Și să fie multe astfel de business-uri în majoritatea județelor din România, în majoritatea uh, orașelor din România, atunci basketul uh, cred eu că ar avea șanse mult mai mari să, să crească. Și nu doar basketul. Uh, cred eu că e valabil la fiecare sport de echipă. Aveți voi un secret la Cluj cu UBT? Că da, lucrurile acolo da, au început să funcționeze. În principal se numește BT secretul, nu? secretul <laughs> <Am înțeles. laughs> nostru. Deci de la un <laughs> e, BT da, BT înțeles, e da. secretul. <laughs> trăim într o lume în care fără o situație financiară bună nu prea poți face performanță. Păi, uh, cred că niciun sport nicăieri, spor, nicăieri e deci, legate cumva. sunt legate sunt legate. Avem norocul să avem bt în spate, care ne susține la un nivel ridicat, cel puțin pentru România, de, de mulți ani. Am reușit să câștigăm ceva titluri, ceva cupe, se putea și mai bine, dar se putea și, și mai rău. Ne bucurăm că sunt în continuare alături de noi și ne dorim să rămânem competitivi, să fim competitivi și în Europa anul trecut, sezonul trecut am avut un sezon senzațional, una dintre marile realizări ale noastre a fost să umplem sala polivalentă din Cluj la două meciuri au venit 10.000 de oameni, al doilea meci, meciul decisiv cu Ludwigsburg am jucat sferturi de finală Champions da. League am fost la un pas de Final Four a fost sold out în 30 de minute de, de când s a pus în vânzare biletele ceea ce pentru basket, un sport care nu a fost niciodată care nu e în fotbal. România da, exact, care nu e fotbal a însemnat enorm de mult deci cred eu că E una dintre marile noastre victorii în ultimii ani, acest, acest fapt că am reușit să umplem sala în două meciuri. Anul acesta nu avem un sezon european la fel de bun, jucăm într-o competiție puțin mai, mai puternică, valoric mai echilibrată, mai dură, însă ne dorim să continuăm în această competiție și să fim buni și aici oricum palmaresul tău e cel puțin de când ai preluat echipa ca să zic așa, de când ai trecut în antrenorat aș zice că nu e de neglijat, adică practic din 2016, da? 2000... Ai început sezonul 2015-2016 uh, 2015-2016 am fost secund da? un an în 2015 m-am lăsat la 30 de ani de sport uh, am fost secund un an după care am avut șansa Uh, și nebunia, probabil, să accept să fiu uh, antrenor principal. Uh, vă dați seama, era o. Câți ani aveai atunci? 2016, 30... 31. 30 31. An. Aveam jucători mai în vârstă. Eu nu antrenasem ca principal <laughs> uh, nici măcar 5 minute într-un meci. Uh, în mod logic, dacă priveai lucrurile, nu asta era calea. Nu asta era calea. Și? Însă am avut nebunia și curajul și norocul să fiu susținut, uh, uh, să accept acest lucru. Am avut un prim sezon în care am câștigat absolut toate trofeele în România. Cupa, campionatul și Super, Super Cupa. Cupa da. uh, după care, ca probabil orice tânăr care are succes la început de drum, ți-o ți cam în cap puțin și nu mai pierzi din... Uh, pierzi din vedere lucrurile importante adică lipsă de ți experiență. se pare că ele deja funcționează de la sine? Da, te crezi prea bun, crezi că poți câștiga cu orice echipă, că tu ești cel mai tare, însă nu e chiar așa mă bucur că am învățat pe, pe propria piele că nu e chiar așa, că trebuie să fii extrem de pregătit tot timpul și cu picioarele pe pământ dacă mă întreb acum care a fost cel mai important lucru care mi s-a întâmplat în anii ăștia de antrenorat Răspunsul ar fi, ar fi faptul că am pierdut. Eșecul a fost cel mai important lucru care mi s-a întâmplat. După anul 2017, când am câștigat două titlu Cupa Supercupa, am avut doi ani mai puțini reușiți în care am reușit să câștigăm doar o Cupa României. Mi-am dat demisia. Clubul, oamenii din conducere, BT-ul mă doreau în continuare la echipă. Și s-a găsit uh, o soluție de compromis în care să vină unul din uh, antrenorii extrem de bine apreciați din Europa, Dule un sârb, uh, care, din păcate pentru, pentru el, are niște probleme de sănătate mari, face dializă de, 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 de trei ori pe săptămână. Uh, el se ocupa de partea de antrenamente, eu mă ocupam de partea de meciuri, conduceam meciurile. Uh, nu am stat pe gânduri să accept chestia, chestia asta, chiar dacă practic nu mai decideam eu absolut tot în ceea ce privește componența echipei și strategia, însă a fost o experiență senzațională pentru mine să văd uh, un antrenor care a jucat Final Four de, de Euroliga, a scos foarte mulți jucători de NBA, deci de asta spun că cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat a fost să, să pierd. Să ziceți, deci e cea mai bună ocazie să înveți. Să cu, înveți. Adevărat. cu siguranță. Am trăit pe propria piele acest, această experiență și recomand oamenilor care au uh, lucruri Reține mai... sau frici. Frici, uh, lucruri uh, au eșecuri, le recomand să, să le accepte și să învețe cât mai mult din, din ele și să meargă mai departe că îi va ajuta în viață. Uh. Ce poți să ne spui despre perioadele în care ai avut accidentări? Pentru că astea sunt inerente la un sportiv de performanță și de foarte multe ori cred că la impactul emoțional e foarte puternic. <laughs> Uh, da, o să vă povestesc la prima mea accidentare serioasă. Am avut două operații la spate, probleme cu, cu her hernie de disc. Prima operație a fost în uh, 2006, da, 21 sau 22 de ani, 2006 sau wow, 2007, nu mai... Foarte tânăr. Foarte tânăr. Uh, vă spuneam mai înainte că atunci mi-am pus prima dată problema ce o să fac mai departe în viață. Uh, am făcut un remene, m-am blocat de spate efectiv la, la un antrenament, am făcut un remene, de-abia mergeam. Uh, doctorul care mi-a citit remeneul s-a uitat la mine și așa se senim se, practic cu zâmbetul pe, pe buze, m-a întrebat Tu din asta trăiești?" și am zis că da, ar fi bine să-ți alegi uh, să faci altceva. Wow. Asta mi-a zis, da. Automat uh, m am apucat de plâns, instant, taică mea era afară, că el venise cu mine, Uh, am ieșit din încăpere și am plâns, și m-a tratat mi eu ce. Bă, uite, ce mi-a spus uh, domnul doctor. Nu știu ce să-mi spune evident fiind uh, medic. Uh, am vorbit cu cei de la club, m-au trimis la un neurochirurg foarte bun. Uh, el m-a liniștit, mi-a spus stai liniștit că sunt un sportiv care au problema asta. M-a operat, uh, și după trei luni și ceva, eram uh, din nou pe teren. La scurt timp. Operații la genunchi, care m am mai ținut încă vreo trei vreo luni departe de, de teren. Și în 2012 a doua operație la spate. Uh... Spatele ăsta e o problemă. Da, e o problemă. Și în general spatele operat e o da. problemă. Deci am avut parte de accidentări destul de serioase în cariera mea de sportiv. Însă sunt genul care, de om care privește întotdeauna partea plină a paharului. Și am văzut în chestia asta o oportunitate de a mă gândi ce vreau să fac pe mai departe și de a începe educația mea în antrenorat de devreme. Altfel, nu cred că eram pregătit la 31 de ani să iau echipe să câștig toate, toate trofeele. Deci, din nou, o parte negativă care până la urmă s-a dovedit a fi pozitivă. Și acum, când mă uit la alt jucător care la vârsta mea, la 38 de ani, încă joacă, pe păi Stipanovic are 36 aproape da, de, de vârsta îl mea. că știi că e unul dintre favoriții mei de da, exact. La el. a exact. Am mărturisit că îmi place foarte mult, m-a cucerit de la prima da. întâlnire. Încă joacă, iar eu am, am avut norocul ca în cei șapte ani de antrenorat principal să am deja trei titluri de campion, cinci cupe, trei supercupe, performanță și experiență pe care alți antrenori de vârsta mea nu, nu au cum să o aibă. Asta vine și din școală? Prea puțin. Ah, da? Eu cred enorm de mult în educație. Okay. Dar mai mult decât uh, educația formală, care e uh, școala, cred în educația informală. Uh, cred, în, uh, cred în lectură, citesc și încerc să citesc cât de mult pot, cred în uh, cursuri în domeniul care te pasionează, cred în practică, în uh, a vedea la lucru, în cazul meu, antrenori pe care îi respecti. Eu și acum când am ocazia, așa am câte o pauză în campionat, încerc să mă duc la antrenori de Euroliga, să stau 4-5 zile să văd ce fac la antrenamente, ce muncesc. Cred eu că aceste lucruri sunt mult mai importante decât școala și lucrurile teoretice pe care, am le, ațeles. pe care le faci. Deci experiența și faptul că te dai cu capul de probleme și trebuie să iei decizii pe moment rapide sunt infinit mai importante decât lucrurile teoretice pe care le Poți face. Și, din punctul meu de vedere, lucrul acesta este valabil în absolut orice domeniu. Ok, acum, dacă vorbim de medicină sau de avocatură, școala este extrem de importantă. <laughs> să, în domeniul meu. Uh, nu Practica e, e și mai importantă. Da. Practica și, până la urmă, documentarea. Că ceea ce tu tot povestești aici, că citești cărți, că te duci să vezi ce fac alți antrenori, te duci să vezi metodele lor și așa mai departe, un fel de documentare, nu? E documentare. Cred cu tărie că nu avem cum să le știm pe toate, deși la un moment dat credeam că le știu pe toate, când, dar aia m-a dus spre eșec. Cred că fac o meserie în care trebuie să și poți să, să înveți toată viața câte ceva. Uh, cred eu că cei care gândesc a, gata, știu aia, știu aia nu-l pot să las cul pe antrenorul ăla că n-are ce să-mi zică nou sunt extrem de aroganți și nu au cum să fie buni deci cred în documentare extrem de mult și încerc cât de mult posibil când am timpul necesar să văd basket, să mă uit la alți antrenori, să văd ce fac și ce se întâmplă ca să mă ajute într-o situație sau alta să fiu mai bun, să-mi vină idei noi, să fiu mai creativ. Toate chestiile astea te ajută până la urmă să, să fii mai bun și echipa ta să fie mai bună. Ți s-a întâmplat vreodată să nu mai fi motivat? Să zici, gata, mă, am câștigat și asta. Ce, am luat campionatul de multe ori, am luat cupa, am luat și supercupa. Ce să mai demonstrez? Încă nu mi s-a întâmplat. Uh, mai sunt momente în timpul sezoanelor când ai meci după meci și trebuie să te uiți la, N videouri cu echipele adverse săptămână după săptămână, meci după meci, să analizezi jocul echipei tale. Noi avem două meciuri pe săptămână în, în general. Uh, urmăresc cu echipele adverse între două și cinci meciuri, cu echipa mea văd absolut toate meciurile în reloare, o dată de două ori și analizez. Deci foarte mult volum de, de muncă. Însă face parte din job și faptul că după o zi, două, trei, Vine competiția, mă motivează extrem de tare. Uh, cred că asta îmi place cel mai mult la, la meseria mea, competiția. Dacă nu ar fi competiția, uh, să nu te lupți cu celălalt antrenor, cu cealaltă echipă, să, să nu încerci să fii mai bun decât ceilalți, uh, cred că mi-aș pierde motivația. Însă, competiția cred că mă ține în viață, mă ține motivat, mă ține dornic de, de cunoștință și uh, de a cunoaște și cred că firea asta competitivă mă dus până aici. Ce relație ai de curiozitate cu antrenorii, cu care cu competitorii tăi, ca să zic bună, așa? majoritatea de bună. Da? Acum de la echipele adverse nu cred că am prieteni, relații de amiciție, ne sunăm când avem nevoie de câte o informație despre un jucător sau altul, ne salutăm când ne vedem, Uh, însă nu nu e o chestie de, de ură sau de uh, nu știu, a ne respecta echipa adversă sau antrenorul advers. Crede un fair play, uh, dacă echipa adversă. Te învinge și este mai bună. Trebuie să ai puterea să dai uh, mâna și să felicită antrenorul advers. Uh, la fel trebuie să se întâmple și în sens opus. Uh, deci, nu, nu cred că este vreun antrenor cu care să am o relație extrem de proastă. Simți publicul? Enorm. Din de teren? Enorm Ajută? Enorm de mult. Când joci cu 6, 7, 8, mii de oameni, nivelul adrenalinei este extrem de mare. De multe ori este un lucru pozitiv, însă sunt jucători și sunt momente în care nu reacționezi bine. Practic, ai plumb în picioare, presiune e mare, dar de cele mai multe ori te ajută. De cele mai multe ori te împing de la spate, mai ales pe jucătorii cu experiență care de multe ori trăiesc pentru pentru chestia asta să aud o sală întreagă cum îi încurajează când dau un curs sau când reușesc uh, ceva mai special. Sigur, la basket nu e ca la fotbal, dar cum e când joci pe terenul advers și galeria e sau publicul mm, e cu echipa adversă. Tot timpul am preferat și pe terenul advers advers o sală plină. Uh, decât o sală goală care să nu aibă spectatori, echipe care să nu aibă spectatori. Când ai o sală plină, dacă ești competitor și ai chestia asta în tine, uh, vrei să le demonstrezi, băi, echipa mea e mai bună și te faci să tacă îți dorești este asta deci, și pentru mine acolo fost, motivație. Da, e o motivație extrem de mare lucrul acesta. Derbiurile cu Sibiul, tot timpul mi-amintesc de acest lucru, la ei au o sală nu enorm de mare, 2000 de, de locuri, 1800-2000 însă e plină tot timpul, o adevărată plăcere să joci acolo și am făcut pe vremea când jucam niște meciuri extrem de bune acolo o să mă țină minte, cred că toată viața lor suporterii da. Oradea, că tocmai ați câștigat recent Cupa României în doi lucruri. Da, în ultimii ani cea mai importantă în adversarea noastră este Oradea. Practic majoritatea trofeelor puse în joc au fost ajudecate de, de ei sau de noi de când sunt antrenor ei au trei titluri de campioni, noi avem trei titluri de campioni, deci practic undeva la, la egalitate, cred, cred eu că este un lucru extrem de benefic pentru basket, îmi doresc un campionat în care să fie toate echipele competitive din păcate în momentul de față nu este așa, sunt 18 echipe dintre care hai să zicem că 10 sunt competitive restul așa și așa, au competit Practică restul, ori, hai să zicem, că au mari oportunități. Au oportunități de a se dezvolta, de a deveni competitive, însă comparându-le cu noi sau cu Oradea sau cu Rapidul mai nou sau, nu știu, voluntariu, încă nu sunt la nivelul acela. Adică sunt meciuri în care oricum ai juca, le câștigi, ceea ce nu cred că este foarte sănătos, însă cred eu că suntem pe drumul cel bun. În tot mai multe orașe se investește Masiv la, la basket, ambiția de a câștiga și de a fi o echipă competitivă la basket apare în tot mai multe orașe. Anul acesta au apărut, de exemplu, din aproape din nimic, trei echipe extrem de competitive care au investit mult, mă referesc la Rapid, la Dinamo și la, la Constanța, față de cele care erau până acum: Pitești, Ultimișoara, Sibiu, Oradea, noi. Deci cred eu că suntem pe drumul cel bun. Important să continuăm așa și să oferim publicului spectacolul de, de, care e nevoie, să aducem cât mai multă lume la sală și prin asta să fie o bază de selecție cât mai mare pentru viitor. Să fie așa un semn pe plus faptul că au început să apară investiții, că au început să vină Cu siguranță este oamenii la sală mai, mai des? cu siguranță este... Și în Giulești, unde te-am văzut eu ultima oară, era... era sala plină. plină ochi, Deși da. nu o sală extrem de mare, însă sala plină. Plinăr, au făcut investiții... Acolo suflete mari. Foarte, da. <laughs> au făcut investiții serioase. La Constanța am jucat la, la Cupa, am văzut sala plină. La, la Sibiu este tot timpul sala plină la Timișoara vin din ce în ce mai mulți oameni, la Oradea joacă într-o sală nouă. Da. Uh, bine, Oradea în general orașul e. Da. E, pare că dezvoltă, e din altă lume. Da, da. Se dezvoltă, se dezvoltă bine. Deci cred eu că lucrurile merg într-o direcție, într-o direcție bună. Acum e important ca și conducătorii noștri să uh, reacționeze cum trebuie și să ia deciziile bune pentru a păstra acest trend. E cineva care are vreo sală mai frumoasă ca a voastră? În nu. momentul ăsta? Nu. <laughs> Oradea adică are dacă, o sală dacă frumoasă. Adică dacă se poate face spectacol undeva, mi se pare că BT Arena e... Din păcate așa este, din de păcate într-o țară mai, cu cea mai 20 de milioane de locuitori, într-o țară așa mare ca, ca România, să avem doar o sală la nivelul acesta. Orade acum are o sală bună, însă este cam jumate din sala 5.500 de, de locuri, ceva de genul, însă este o sală extrem de frumoasă și nouă, însă este puțin, este extrem de puțin pentru o țară ca România. Ce-ți dorești de aici încolo să se întâmple? Care ar fi primele trei lucruri importante pe care ți le-ai dori să se întâmple? Sănătatea e cea mai importantă trecând prin experiențele ca, ca jucător cu accidentările, cu operațiile. Îmi dau seama că fără, fără sănătate și fără puterea de muncă care ți-o dă o viață sănătoasă, nu, nu prea poți face, face mare lucru. Deci Cred eu că ăsta e primul și cel mai uh, important lucru. Sănătatea mea și a familiei, evident, pentru că uh, familia e un punct de stabilitate pentru mine extrem de, extrem de important. Uh, în al doilea rând, îmi doresc să fiu extrem de bun și să am putere de muncă în continuare. Uh, pentru echipa noastră, pentru echipa Clujului, să o, să o văd cât mai sus, să ajunge în ce Nu este un vis de al meu să văd o echipă din România și Clujul, în principal în, în Euroliga masculină. Evident, pentru asta e extrem de mult de muncă, însă cred eu prin faptul că anul acesta participăm în EuroCup uh, și că ne dorim în continuare să rămânem aici. Este un pas important înspre acest vis al meu. Nu știu cât de realist este în momentul de față, însă sunt destul de visător așa și îmi place să am o imaginație bogată și să, să cred în lucruri importante. Când erai mic, ți s-a spus vreodată să ai grijă să nu te faci de râs? Da, da, de multe ori. Și uh, eu am fost un copil destul de destul de timid mi era destul de frică să nu mă fac de râs fiind un pic mai dolofan să spunem așa. Uh. Episodul cu fotbalul, când nu am fost acceptat, copiii mai făceau mișto la mine, de mine, în, în școală, mă băteam și mult, adică cine comenta ceva sau avea mult scris în carnet pentru părinți, însă mi s-a spus asta, dar cred că fac parte din, din viață. Nu cred că există o lume perfectă în care să nu dai și de, de probleme de genul. cine crede că chestia asta cred că e destul de naiv și eu încerc să-mi duc copiii în așa fel încât să înțeleagă realitatea vieții în care, în care, trăim și să ia toate problemele ca atare și să încearcă să le depășească, să nu clacheze la fiecare problemă. Mi s-a părut că tu iei foarte frumos problemele, le consider așa provocări și ocazii excepționale să înveți și te duci, cum, ești mai prieten cu eșecul decât mulți dintre oamenii pe care uh, îi cunosc. Pentru că am avut multe de învățat de câștigat din eșec, și ți-am spus, îmi place să, să privesc partea plină a paharului de fiecare dată. Care crezi că e lucrul cel mai important pe care l-am câștigat în ultimii 20 de ani? Noi, românii? O ceva în bine, o e, schimbare în bine. E o întrebare destul de grea. E o întrebare destul de grea pentru că nu cred că noi ca țară suntem punctul maxim în care am putea, am putea fi. Evident, libertatea care am câștigat-o după Revoluție și faptul că putem să, visăm, putem să avem ambiții, putem să facem aproape orice dorim în această țară este un lucru extrem de, de pozitiv. Deci, cred eu că trăim acum într-o țară în care dacă ai ambiție și putere de muncă, poți realiza lucruri, Poți realiza lucruri. Uh, nu suntem uh, una din țările dezvoltate din, uh, din Europa, însă nu, nici nu suntem rău din punctul meu de vedere. Uh, tot timpul se poate mai bine, însă când aud. mai sunt prieteni. Dacă tu mi-ai spus că sunt pozitiv și văd uh, și ți am spus că văd partea plină a paharelor, sunt oameni care. Vă tot timpul partea goală a paharului și lucrurile rele. Trebuie să existe un echilibru. Trebuie să existe Dacă un echilibru. Toți ca noi. Tot timpul îmi place să să mă cer, să mă contrazic cu ei în, în sensul acesta uh, și să le explic, băi, voi chiar sunteți oameni norocoși, adică trăim într-un oraș frumos, într-un oraș cu o grămadă de, de oportunități. Uh, a, că lucrurile sunt prea scumpe, că prețul la imobiliare e mare, că la restaurante e scump, că nu știu. pa ok, cu motiv se întâmplă lucrurile astea. Nu cred că ți-ai dori să fii într-o țară subdezvoltată sau să nu ai ce pune a doua zi pe masă de, de mâncare. Cred că lea sunt adevărate probleme. Deci, noi cred că avem norocul să avem posibilitate, să avem șanse. Dacă ne dorim să facem ceva, să, să putem. Cu ambiție, evident, cu multă muncă. Foarte frumos! Vă mulțumesc frumos pentru vizită, le reamintesc celor care ne urmăresc să nu uite să ne urmărească și să se aboneze pe Spotify, pe Google Podcast sau pe Apple Podcast pentru că sper eu o să urmeze alte uh, episoade cel puțin la fel de fascinante pe cum cel de față. Mihai, încă o dată, mersi frumos pentru vizită. Mulțumesc frumos pentru invitație, a fost o adevărată plăcere. Mersi mult!